Anul 2011 s-a scurs, iar românii au pășit în 2012. Deși a fost marcat de instabilitate politică, majorarea tarifelor și prețurilor, iar criza s-a făcut simțită în buzunarele multor oameni, locuitorii din Mioveni spun că 2011 a fost un an bun pentru ei. Cum a fost anul 2011 pentru dumneavoastră? Foarte frumos, ne-am distrat, un an bun. Mai bogat, mai sărac de câți ani anterior? Nici nu s-a cunoscut că a fost criză. De ce? Pentru că toată lumea... La dumneavoastră a fost mai bine? Da, chiar mi-a plăcut. Din punct de vedere financiar sau din ce punct de vedere? Din toate punctele de vedere, de nu... N-am simțit că... Este criză? Da. Ați avut de toate să se... Da, ca oricare. Nu de toate cum au tot, dar în rândul... Ca toți oamenii. Bun? Nu pot să zic că n-a fost bun. A fost bun, da. Sigur că... Cu anii anteriori? Cu ce? Criza s-a simțit la dumneavoastră? Nu s-a simțit, nu. Deloc? Nu. Ați avut de toate anul ăsta? Tot ce mi-a trebuit. Am avut bune, da. Înseamnă că puteți cataloga 2011 chiar ca un an bun? Da, da, sigur, bun, da. Sigur, da. Dar de ce a fost așa de bun? Ce vă face să spuneți? Păi bine, cum trebuia să merg, trebuia și a mers. N-am mers mai sucite, mai nefăcute. Tot ce pe unde am avut nevoie, tot pe unde mi-a fost treaba, mi-a mers bine. A fost bun. Ce să... Ce vă face să spuneți asta? Criza s-a simțit la dumneavoastră? Bine, sunt pensionar acum. Pensia care o am. În anul 2011 au avut loc răsturnări de miniștri, cozi în magazine, prăbușiri de monede, de țări și de economii, salarii tăiate și pensii înghețate. Cu toate acestea, pentru câțiva dintre noi, anul care tocmai a trecut a fost unul bun sau cel puțin așa consideră ei.